Gabriel Zeta a precizat că deciziile în interiorul partidului au fost luate de fiecare dată transparent și că se bazează pe o echipă largă de conducere a filialei județene. Acesta a mai spus că deciziile se iau doar în cadrul Comitetului Executiv Județean, care este un organ de conducere al partidului format din peste 80 de membri, din care fac parte toți primarii, vicepreședinții partidului, parlamentarii, consilierii județeni, președinții de organizații locale. Avem 785 de delegați la această conferință județeană din toate unitățile administrative teritoriale din județul Maramureș, organizațiile locale ale PSD Maramureș, care în urma adunărilor generale membrilor de partid din fiecare localitate sau în urma conferințelor ordinare sau extraordinare din fiecare localitate și-au desemnat prin vot delegații pentru această conferință județeană de alegeri și de desemnarea delegaților la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat. Gabriel Zeta a vorbit și despre obiectivele pe care le are dacă va fi ales din nou președinte al organizației județene. Dacă mâine voi fi ales președintele organizației județene, voi continua această politică de a duce în structurile de conducere ale PSD cât mai mulți oameni, astfel încât decizia să fie luată de cât mai mulți. Sigur, ne așteaptă un an electoral dificil, iar Partidul Social Democrat își propune, în această formulă extinsă de conducere, să câștige alegerile locale și alegerile parlamentare. Zeta a mai spus că PSD își propune să câștige cât mai multe mandate de primar în Maramureș, dar și Consiliul Județean Maramureș și că nu exclude alianțe locale.